Ion Cristoiul face praf pe Klaus Iohannis, o acțiune stângace după gafuria. E război total pe scena politică. Presubliniere dintele Klaus Iohannis a avut o subliniere ire virulent la adresa premierului. Prima crut demisia Vioricii Dencil după scandalul dintre guvern sublinierei BNR, dar sublinierei după cel dintre executiv sublinierei administrația prezidențială. Jurnalistul Ion Cristoiu intervine în acest scandal sublinierei îl face praf pur sublinierei simplu pe subliniere ful statului. O acțiune stângace a lui Klaus Iohannis după gafauria sublinierea presubliniere dintelui de asear cu vizita premierului în Israel. A făcut jigniria antisemită la adresa presubliniere dintelui sublinierei premierului Israelului. A început să fie sunat din diferite cancelarii. A încercat prin acest anunț fără valoare să arate ce nu e un conflict în legătură cu mutarea ambasadei. Efectele sunt incalculabile pentru Klaus Iohannis. PSD s-a hrănit cu un adversar de la Cotroceni mereu. Acea situație de hor între PSD sublinierei Iohannis a fost dăuntoare celor de la PSD. Acum, în sfârșit sublinierea IT, PSD subliniere i-a dat seama ce are o problemă cu cel de la Cotroceni, au fost acuzele jurnalistului în direct la România TV.